Bună seara! Vă mulțumesc că sunteți în număr atât de mare și sperăm să mai vină și alți doritori și pasionați de acest domeniu al șamanismului. Aș vrea să mulțumesc gazdei noastre, librăria Seneca Anticafe, care ne găzduiește de fiecare dată și unde facem evenimente frumoase. Am intitulat evenimentul din această seară, pe care editura Herald împreună cu librăria Seneca îl organizează, Tradiția străveche nordică, mituri, ritualuri și practici șamanice. Spiritul nostru este parte dintr-o formă mai amplă de inteligență, o conștiință superioară care cuprinde toată înțelepciunea care a fost și va fi vreodată. Nu ne mai putem permite să ne trăim viețile ca și cum am fi într-o bulă, izolați de toți ceilalți. Tot ceea ce facem, tot ce simțim și ceea ce gândim, afectează orice altă formă de viață. Interconectarea noastră cu tot ceea ce există este un adevăr absolut. Nimic și nimeni nu poate exista în afară a tot ceea ce este, a universului, a întregului. Scrie Evelyn Rizdic în cartea Șamanul din Nord, pe care o regăsiți, o vedeți și aici. Vom discuta în cadrul acestei dezbateri pe marginea titlurilor Șamanul din Nord, practici spirituale din tradiția nordică veche, un ghid experiențial către înțelepciunea popoarelor din Nordul îndepărtat al Europei, așa cum spuneam, de Evelyn Rizdic, Calea Șamanului, un ghid pentru putere și vindecare de Michael Harner, Eda, povești din mitologia nordică de Snorri Sturluson, titluri din colecția Șamanism și colecția Princeps ale editurii Herald. Alături de noi în această seară, ca invitat special venit tocmai din Suedia, Anja Norman, șaman în tradiția nordică, Ioana Maria Iliuț, căreia îi mulțumim prin intermediul ei, cu ajutorul ei o avem astăzi alături de noi pe Anja Norman. Ioana Iliuț, facilitator de practici șamanice și nu în ultimul rând colega mea, Andreea Tincea, senior editor Herald, la editura Herald și coordonator al colecției Șamanism din portofoliul editurii Herald. Noi vom încerca în această seară să răspundem la unele întrebări pe care le aveți și dumneavoastră. Tot parcursul acestei seri ne-am gândit și la o sesiune de Q&A, de întrebări, dacă aveți întrebări. De asemenea, după prima parte, partea teoretică, aproximativ 40-45 de minute în care noi vom discuta și invitatele noastre vor răspunde la întrebări, vom face o scurtă pauză de 6-7 minute pentru a mai răsfoi cărțile de la editura Herald, cele din colecția Șamanism și nu numai, pentru a bea o apă, un ceai, o limonadă. Și apoi vom veni cu partea a doua acestei dezbatere, acestui eveniment, în care Anja Norman ne va arăta, ne va exemplifica și partea, să-i spunem, demonstrativă, practică, a ceea ce înseamnă tradiția nordică a șamanismului. Așa, pe scurt, câteva întrebări. Care este rolul șamanului în comunitate? Dacă practicile șamanice au un rol terapeutic? Care sunt instrumentele de lucru ale șamanului? Întrebări la care, zic eu, vom găsi răspunsuri în această seară cu sprijinul specialiștilor, a invitaților noștri. Să amintesc și o să o rog pe Ioana să ne spună, începând de mâine, vineri, 14 februarie până duminică, 16 februarie, Anja Norman va ține un cursul Forța Străbunilor, curs de reconectare la forța ancestrală. Undeva pe măsuță aveți și o listă pentru cei care vor să se înscrie pentru acest curs. Pentru început, mulțumindu-i, așa cum am spus, și Anjei Norman,
Aș vrea să o întreb pe Ania, din punctul ei de vedere, viziunea ei ca șaman în tradiția nordică, și Ioana Ilius ne va ajuta cu traducerea, ce este șamanismul pentru omul modern? Maybe you can keep it. The world has changed since the first shamans. Lumea s-a schimbat de la primul șaman. So of course the role of the shaman has changed. Așa că bineînțeles că și rolul șamanului s-a schimbat. Better? Nobody asks me where is the deers anymore because they're hungry and they need to go and hunt. Nimeni nu mă mai întreabă unde sunt căprioarele pentru că le e foame și trebuie să meargă la vânătoare. But people still ask me to help because forests are being devastated. Dar oamenii în continuare mă roagă să-i ajut pentru că se distrug pădurile. They ask me to help clean rivers. Mă roagă să-i ajut să curețe râuri. To work against diseases. Și să lucrăm împotriva unor boli. And to do blessings. Și pentru binecuvântări. Of course, healing work. Bineînțeles, muncă de vindecare. But today people come more and more with, in French we call it mal-être. Dar oamenii vin de multe ori cu ceea ce în franceză numim mal-être, adică so to feel bad. Yeah, it's not a sickness. It's boală, feeling something is not right. E atunci când simți că ceva parcă nu e în regulă. My life is not going as I want. Viața nu merge așa cum mi-aș dori. I'm not unhappy, but I'm not really happy either. Nu sunt nefericită, dar nu sunt nici fericit. And that's when they come to me. Și atunci vin la mine. I don't think 2000, 4000, 8000 years ago they had those kinds of problems. Nu cred că acum 2000, 4000, 8000 de ani aveau aceste probleme. The problems were more about survival. Atunci problemele erau mai mult de supraviețuire. So the role of the shaman evolves with the society because we are part of it. Așadar, rolul șamanului evoluează odată cu societatea pentru că și noi suntem parte din ea. Mulțumim foarte mult. Bateria? Nu? Merge? Mulțumim foarte mult, Ani. Aș vrea să o rog pe colega mea, pe Andreea Tincea, pentru că ea este coordonatora colecției Șamanism, să ne spună puțin care este rolul acestei colecții în portofoliul editurii Herald. Bineînțeles, să amintim și câteva titluri, alte titluri decât cele pe care le prezentăm în seara aceasta. Șamanii din Tuva, șamanism în Tibet, învățăturile șamanilor pe Yodel, șamanism, călătorie între două lumi ale a profesorului Octavian Simu, de asemenea femeia șaman și multe, multe alte titluri. Acum sper că merge și la mine. Bună seara tuturor! Mă bucur să fim împreună în seara asta aici și mă bucur că o să dați mai departe cuvântul despre această persoană absolut specială care se află alături de noi în seara aceasta, Ania, prin eforturile Ioanei. Și asta pentru că vă așteaptă, poate pe unii dintre voi, un weekend interesant cu un om care o să vedeți și în partea practică a acestei seri că face efectiv spațiul să vibreze. Ceea ce poate să fie o cheie importantă, chiar și pentru a înțelege ce face de fapt această colecție Șamanism, care cu 9 titluri, care astăzi sunt întregite și de apariția cărții Șamanul din Nord, fac o radiografie de deasupra a celor mai importante tradiții străvechi șamanice. Așa cum a menționat și Sorin, am ajuns cumva cu această radiografie și în zona Tibet-Siberia, cu unele dintre cele mai importante titluri, pornind de la Maria Ciaplica, astăzi într-o reeditare, o să fie din nou alături de noi acest titlu, o carte care vorbește despre anii 1900, când poate că ultimii șamani care într-adevăr funcționau în comunități
comunități tribale încă mai existau și s-au lăsat fotografiați. După aceea avem o radiografie a ceea ce înseamnă șamanism, practici șamanice, practici de vindecare, cum menționa Ioana Iliuț zilele trecute într-un interviu la radio, din partea de nord a Americii. Atunci când vorbim de Black Elk, cel mai important lucru de știut este că unele dintre practicile de vindecare din comunitatea nord-americană încă există, încă au supraviețuit, iar această carte din colecția Șamanism reușește să le treacă în revistă și să le readucă în atenția noastră cu o rigurozitate antropologică. Evident, partea de sud, America de sud, cu șamanii peyotl, și aici este cumva o carte care apare în alăturarea unor alte cărți de autor, cum este Castaneda, pe care îl recomand, chiar dacă nu o să-l găsiți la editura Herald, dar și șamanii peyotl din colecția noastră întregesc acest tablou despre șamanismul sud-american. Acum ne-am mutat în nordul Europei și astăzi cumva ne-am întâlnit cu tocmai în întregirea faptului că Ania este în România weekendul acesta și lucrează. Nu vorbește despre. Ea va lucra în acest weekend. Asta este singura seară în care putem să adresăm întrebări directe și vă încurajez să folosiți această seară pentru acest lucru, să o întrebați direct lucruri practice și ea să vă poată răspunde din experiență. Pentru că, în definitiv, asta facem cu evenimentele editurii Herald și avem nevoie de cuvântul viu care să însoțească informația scrisă. Cu mințile noastre căutăm. Această colecție apare la editura Herald într-un cerc de filozofii și practici religioase și poate că este una dintre cele mai vechi forme cunoscute sau studiate antropologic de religie, șamanismul. Așa cum în Eda o să găsiți în primele pagini ale cărții spus extrem de frumos, nu există nimic întunecos în ceea ce înseamnă păgânism. Există pur și simplu o radiografie cât se poate de sinceră a greutăților prin care oamenii treceau poate acum 4.000, 5.000, 8.000 de ani și trecând prin aceste greutăți de a face față zilei, în fiecarei zile, așa cum zicea și Ania, făcând față supraviețuirii, până la urmă au avut întotdeauna un punct fix în interior în care au înțeles că a se conecta cu natura, a fi împreună cu ceilalți și nu de unul singur, a fi împreună cu pământul și cu cerul, va fi plasa lor de siguranță. Asta o să întâlniți și în cartea Șamanul din Nord. Foarte pe scurt, este vorba de o autoare care reușește să radiografieze din punct de vedere științific și antropologic ceea ce are de fapt un substrat mitologic, mitologia nordică. Pornește în căutarea propriilor sale rădăcini, Evelyn Risdick, jumătate americană, jumătate nord-europeană, și descoperă că tot ceea ce înseamnă mitologie nordică este de fapt însumată într-o altă carte pe care o să găsiți la editura Herald. Este vorba de Eda și mă leg de această carte doar câteva minute. Ce aflăm noi la televizor astăzi despre mitologia nordică? Toate documentarele, toate seriile de filme cu vikingi, Ragnarok, peste tot, totul este de fapt și de drept întemeiat pe acest text de la 1300, Eda, care într-una dintre traduceri înseamnă Cartea Străbunicii și care este pur și simplu o colecție de texte importante, de povești cu eroi, de mitologii nordice care circulau în Islanda medievală, de poezii și tipuri de feluri de a scrie poezie în Islanda medievală. Cumva ce a mai rămas pur autentic, cultural, din mitologia nordică în Islanda înainte ca acest spațiu să fie cu adevărat creștinat și trecut într-un alt sistem de valori. Această femeie, șamanul din nord, Evelyn Risdick, se duce înapoi pe urmele Edei și reușește să întregească atât informațiile descoperite în această scriitură, cât și studiile genetice de ultimă oră și să aducă într-un singur material informațiile acestea de un pur bun simț, care se bazează, din punctul meu de vedere, pe trei valori importante pe care le tot subliniază, în afară de faptul că femeile sunt primii șamani, ceea ce și Chaplica reușește să transmită în cartea sa Șamanism în Siberia, și asta că prin natura sa femeia este creatoare, într-un mod în care bărbatul nu poate fi, dar în același timp pune accentul și pe
faptul că avem trei piloni importanți, a fi împreună, cum spuneam, în comunitate, iar Evelyn Rizdic face apel la a înțelege că avem nevoie în ziua de astăzi de acest lucru, că este o dimensiune a existenței noastre care, dincolo de manifest politic, dincolo de manifest ecologist, dincolo de a face să-ți fie bine la tine acasă, la tine în cartier, este esențialmente relația, are în esența sa relația, lucru pe care niciodată nu o să putem să-l transcendem, sau poate când o să facem asta nu o să mai fim aici și în acest fel. Iar al treilea lucru, să iubim natura, să ne conectăm cu natura și mult mai multe lucruri despre ce poate să facă conectarea la pământ, conectarea la elementele primordiale, o să aflați în seara asta de la Ania, într-un mod foarte, foarte, foarte practic. Iar cea de-a treia carte din această seară este alături de noi, Calea Șamanului, pentru că în anii 40 acest autor extraordinar, Michael Harner, a făcut cumva o recuperare. Eu sunt extrem de gratifying. Îi mulțumesc atât de mult lui Michael Harner că a făcut munca asta, pentru că probabil dacă n-ar fi făcut-o el să recupereze pur și simplu din punct de vedere antropologic importanța tradițiilor de vindecare și acestei forme religioase a șamanismului, noi astăzi probabil că nu am mai fi vorbit despre acest subiect. Este o carte care nu doar că ne explică cum se fac efectiv operațiile energetice la șamani, dar vorbește și despre contextul în care aproape că am pierdut în anii 40 acest filon de înțelepciune. Mulțumim foarte mult, Andreea. Aș vrea să o rog pe Ioana să ne spună cum a cunoscut-o pe Ania. Și cum a început toată povestea asta cu șamanism? Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Pe Ania am cunoscut-o... When did we meet, Ania? 3 years ago? No, 2 years ago. Acum 2 ani. 3 centuries. Acum 300 de ani ne-am cunoscut la un moment dat într-un... Deci, varianta recentă cu acum 2 ani s-a întâmplat undeva la un festival în Ungaria unde am fost invitată și... Nu știu, cumva ne-am văzut, ne-am plăcut. Și cumva ceea ce m-a apropiat foarte mult de Ania și ce... ce m-a făcut să îmi doresc să o aduc în țară și să și nu știu, să ne vedem și să lucrăm aici și să vină, să aibă lumea acces la cunoașterea ei, este tocmai faptul că practicile din nordul Europei sunt foarte apropiate de acele practici ancestrale care sunt apropiate de cultura noastră și din cultura noastră. Și cumva, pentru mine, văzând-o pe ea cum lucrează și modul foarte simplu și foarte la obiect în care decurg ceremoniile și în care abordează aceste teme foarte profunde, într-un mod foarte clar, mi-a amintit foarte mult de modul în care făceau lucrurile bunicile de la noi. Și am zis, da, mă bucur mult. Că se întâmplă și că avem acces în ziua de astăzi și că putem să avem această cunoaștere și la noi în țară. Mulțumim foarte mult, Ioana, pentru aceste lămuriri. Aș vrea să o întreb pe Ania, de fapt e o întrebare și apoi vin cu extensia a primei întrebări. Care este rolul unui șaman în comunitate? Și apoi, ce sunt, de fapt, runele? Hot topics. Yeah. I think you need this also, or maybe that. Okay. To talk about the role of the shaman in the community, we have to define what is the community today. I think you need to stay a little bit. Okay. Pentru a vorbi despre rolul șamanului în comunitate, întâi trebuie să vorbim despre... Ok, let's close this one. And maybe this one. Let's see if it works. Deci. No, it's not working. Asta nu funcționează? Ok. Deci, pentru a vorbi despre rolul șamanului în comunitate, în primul rând trebuie să definim ceea ce înseamnă comunitatea, de fapt.
Because we don't live really in communities anymore. Pentru că de fapt noi nu mai trăim în comunități cu adevărat. Most of us live in big cities like Bucharest. Majoritatea trăim în orașe mari, așa cum este Bucureștiul. And one shaman for whole Bucharest? Și cum facem un șaman pentru tot Bucureștiul? That's a big community. E o comunitate cam mare. So, tonight my community, it's you. Așa că în această seară comunitatea mea sunteți voi. That is how I have adapted. Așa m-am adaptat eu. And my role is to bring harmony into the community, to bring harmony between the humans, of course, but also what we call the little people, the spirits, earth, the trees, all living beings. Și rolul meu este acela de a aduce armonie în comunitate, și asta înseamnă între membrii comunității care sunt oamenii, cei în carne și oase, dar și între ceea ce noi numim oamenii mici și toate spiritele care sunt în jurul nostru și toate restul ființelor vii în același timp. So the role of the shaman in the community depends on what are the needs of the community. Așadar, rolul șamanului în comunitate depinde în primul rând de nevoile comunității. But with the word harmony in it. Dar aici este important cuvântul armonie. Balance. Și echilibru. Responsibility. Responsabilitate. And I would say these three words are the most important ones. Și aș spune că aceste trei cuvinte sunt cele mai importante. Because when we have them, we kind of have what we call in Swedish healing, helberedelse. Pentru că ceea ce atunci când avem aceste trei cuvinte împreună, aceste trei lucruri împreună, avem ceea ce în suedeză numim helberedelse. Yes, good. Vindecare. Which means preparation to be whole. Ceea ce literalmente tradus înseamnă pregătirea de a redeveni întregi. Because when you're whole, you're good. Pentru că atunci când ești întreg, îți e bine. And when everybody is whole, the earth is whole. Iar atunci când toată lumea este întreagă, atunci și pământul este întreg. And there is balance and harmony. Și atunci există echilibru și armonie. Does it make any sense what I'm saying? Are vreo logică ce vă zic? Good. Oh yes, the roots. Acum despre rune. Okay, I could talk like several days about that. Aș putea vorbi câteva zile despre asta. Make it very short. If you're more interested, I'm going not this weekend, but the weekend after to Iași. Peste două săptămâni merg la Iași. Yes, and tomorrow evening we're making a small evening shop, workshop, whatever, about runes, to give you a taste. Iar mâine seară o să avem un curs de seară, foarte pe scurt, despre rune, pentru a vedea despre ce e vorba. But the runes are for me, because there are different runic alphabets, but the oldest one. Dar runele sunt pentru mine, pentru că e important să știm că există diferite alfabete runice, dar acela pe care îl folosesc eu, care este cel mai vechi alfabet runic, is composed of 24 sounds. Este compus din 24 de sunete. And 24 signs. Și 24 de semne. And with those signs and sounds, și cu aceste semne și cu aceste sunete, you can touch what I call the World Wide Web. Puteți atinge ceea ce eu numesc World Wide Web, adică marea pânză a lumii. Or Urdsvev, the web of Urd, which is one of the women, the three Norns, that weaves the life threads of all living beings, not just the humans. Sau pânza lui Urd, ceea ce care este una dintre cele trei Norne originare, care țes viața. The life threads, yeah. Care țes firele vieții, nu doar pentru ființele umane și nu doar pentru ființele vii. So, you have this big, big, big weaving. Așa că avem o țesătură mare, mare. We have all the life threads of all of us, all humans. Unde avem toate firele vieții tuturor ființelor umane, ale noastre, ale tuturor.
but also every grass, dar și firul vieții fiecărui fiecărui fir de iarbă, every tree, fiecărui copac, every animal, every insect, etc., etc., fiecărui animal, fiecărui insect și așa mai departe. And when you use the runes, when you really know them, iar atunci când folosești runele, atunci când chiar le cunoști, you can change that weaving. Atunci aceste țesături, această țesătură se poate schimba, se poate modifica. Runes are mostly known for their divination uses. Runele sunt cunoscute mai mult pentru folosirea lor ca și mod de divinație, which I found actually the less interesting you can do with them. Ceea ce mie mi se pare cel mai puțin interesant lucru pe care pentru care le poți folosi. And I will in the second part I will sing the runes for you so you can get a little feeling. Și în a doua parte vă voi cânta runele ca să le simțiți puțin. I'm gonna just to clear the space. Pentru a curăța spațiul. Make us a safe space for the ceremony. Și pentru a face acest spațiu un spațiu sigur pentru ceremonie. Yeah, I mean I can go on, but pot să mai vorbesc mult și bine. Rune și cele trei norne, în mod special în această carte, sunt două capitole special dedicate, o poveste în care s-ar putea fiecare dintre dumneavoastră să vă regăsiți, vă promit, într-un mod în care pare, cum spunea și Ioana, într-un fel, nordul ce-ar putea să aibă în comun cu calitatea și poveștile vieții noastre, o să vedeți în carte. Am trecut și eu prin stupoarea asta de a descoperi că, de fapt și de drept, aceste norne și firul vieții există și în tradiția noastră și au mare sens, chiar și pentru noi. Deci, nu uitați, cele trei cărți le puteți achiziționa de la intrare, de la stand. Este vorba despre Șamanul din Nord, Calea Șamanului și Eda, povești din mitologia nordică. Aș vrea, pentru că puțin mai devreme în discursul lui Ania a pomenit cuvântul vindecare, aș vrea să o întreb, practicile șamanice au un rol terapeutic? Putem să facem o legătură între șamanism, să spunem, și psihoterapie? Vorbind aici despre o tradiție ancestrală, da, în cazul șamanismului, putem vorbi despre o primă formă de vindecare a psihicului uman din istoria umanității? For me, shamanism could be called the ancestor of the modern psychotherapy. Pentru mine șamanismul poate fi numit strămoșul psihoterapiei moderne. I'm so lucky to have a mother that's a psychotherapist. Sunt foarte norocoasă că am o mamă care este psihoterapeut. But she also have her, let's call it, shamanic powers. Dar ea și are și puterile șamanice, dacă vreți să le numim așa. We are working a lot together. Și lucrăm mult împreună. Because sometimes when she's working with a patient, pentru că uneori când ea lucrează cu un pacient, they arrive to a limit where the patient can't go further. Ajunge la o limită dincolo de care pacientul nu poate merge. And then she calls me. După care mă sună pe mine. And I do a special work with that patient. Iar eu lucrez special cu acel pacient. And then they can go on much deeper and further. Iar apoi ei pot să mai facă încă un pas și să meargă mult mai adânc și mai departe. And I sometimes, when I have worked with a patient, și uneori când eu lucrez cu un pacient, and the work that we have been doing is very profound and disturbing, it changes a lot for them. Și munca, atunci când fac o muncă care în viața lor aduce schimbări foarte profunde, e o muncă foarte profundă și aduce schimbări mari și rapide, I like to send them to my mother to work, to do the integration work with her. Îmi place să-i trimit la mama pentru a lucra cu ei munca de integrare a tot ceea ce s-a întâmplat în procesul de vindecare. So, I think that answers your question. Așa că asta cred că îți răspunde la întrebare. Mulțumim foarte mult, Ania. Hai să mergem acum puțin, pentru că în partea a doua a evenimentului vom avea și partea aceasta de explicare, de exemplificare, de practică, de demonstrație.
Care sunt instrumentele de lucru ale șamanului din tradiția nordică? Okay, the tools. I would say my main tool, my first tool, if you could give me the rattle. Să vorbim despre unealta mea principală. It's this one. E aceasta. It's very light, very easy to bring with you. E foarte ușoară, foarte ușor de adus cu tine. This one has been with me for, I think, 15 years now. Cred că de vreo 15 ani o tot port după mine. It lost a few feathers. But it works. Și-a pierdut câteva pene, dar funcționează. And what is it one of the first gifts you give to a baby? Care e unul dintre primele cadouri pe care le faci unui bebeluș? It's the rattle. Zuruitoarea. The rattle, you can call in the spirits with it. Cu zuruitoarea poți chema spiritele. You can use it as a GPS. O poți folosi ca și GPS. Okay, maybe not in Bucharest in traffic time. Poate nu în București în ora de trafic de vârf. But when you're lost in the woods and you need to find your way, dar it works. Dar când ești pierdut în pădure și trebuie să-ți găsești drumul în afară, funcționează. Or you're looking for something special, not just a street. So dacă poate cauți ceva special, nu doar o stradă, it can help you find it. Te poate ajuta să găsești. You can use it as a diagnostic tool to find out where are the physical problems or the energetical problems in a person. Se poate folosi ca și unealtă de diagnostic pentru a vedea unde sunt problemele fizice într-o persoană. And sometimes you can even use it to heal the problems. Și uneori o poți folosi și să vindeci acele probleme. And you can make yourself a very small one to put in a little handbag. Și poți să-ți faci și o zuruitoare mică care să poată încăpea în poșetă. Then I have my runes. După care mi-am runele. Yes, for divination or counseling, as I prefer calling it. I manage. Pentru divinație. And very important, you have to have something to put them on. Și foarte important să ai ceva pe care să le pui. My daughter made me this when she was starting to learn to sew in school. Fica mea mi-a făcut această pânză când începea să învețe să coasă la școală. So it's filled with the love of my daughter. Așa că e plină cu iubirea fiicei mele. And then I have my runes made in bones. Iar apoi am runele care sunt făcute pe oase. Bones from animals I have eaten. Oase ale unor animale pe care le-am mâncat. We use everything. You don't throw away a piece of an animal. Noi folosim tot. You can tot. Use everything. Nu se aruncă nicio parte din animal, folosești absolut tot. And then of course you have the drum. Și apoi bineînțeles că ai toba. This is my traveling drum. Aceasta e toba de voiaj. Also, the same as the rattle. La fel ca și zuruitoarea. But not as much as a GPS. It's too loud for that. Dar e prea are un sunet prea puternic ca să fie folosită de GPS. And it's also a good tool to help other people get into trance, where the rattle can be a little bit too light. Și e o unealtă foarte bună pentru a induce transa altor persoane, pentru că uneori zuritoare. But the big difference between the Nordic tradition and many others is this one. Dar marea diferență dintre tradiția nordică și alte tradiții este acesta. My staff. Toiagul meu. My gander. Gander al meu. My husband. Soțul meu. Okay, I have a human one too. Am și un soț uman. But this is my spiritual husband. Dar acesta e soțul meu spiritual. It's represents the world tree. Care reprezintă copacul lumii. So it keeps me aligned whatever I do. Și mă ține aliniată în orice aș face. Keeps me grounded. Și mă ține împământată. Helps me to go anywhere. Mă ajută să merg oriunde. In the spiritual way, of course. Bineînțeles, în lumea spirituală sau într-un mod spiritual. I'm trying to do it in a physical way, but I haven't found the formula yet. Încerc să fac asta și în variantă fizică, dar încă n-am găsit formula. It can be filled up with energy to bring to a special place. Poate fi umplut cu energie care trebuie adusă într-un loc special. For example, when I do healings for pieces of land that has been hurt. De exemplu, atunci când fac muncă de vindecare pentru un pământ căruia i s-a făcut rău.
often mining industries, for example. De multe ori când vorbim de industria minieră, unde au fost mine. And actually, this was so important for the women in the Nordic countries. Și de fapt, acest toiag era atât de important pentru femeile din țările nordice. So that when Christianism arrived, încât atunci când a venit creștinismul, they managed to get a law that a woman was not allowed to carry a staff. Au dat o lege că femeile nu aveau voie să aibă un toiag. So what did we do? Și atunci ce am făcut? We took the broom. Am folosit mătura. Because no man gonna forbid a woman to use a broom. Pentru că niciun bărbat nu o să interzică vreunei femei să folosească mătura. And that's one of the reasons we have the witches on the broom. Și acesta e unul dintre motivele pentru care le avem pe vrăjitoare pe mătură. And this is my special one. I can put it into three pieces so it fits in my suitcase. Și acesta e toiagul meu special pe care pot să-l desfac în trei bucăți și mi-l încap în bagaj. Human husband is very good with his hands. Pentru că soțul meu uman este foarte îndemânatic cu mâinile. Mulțumim foarte mult, Ani și Ioanei. Într-o scurtă descriere a Aniei Norman, femeie care practică Seidelborn, sau pentru a face ca lucrurile să fie mai simple, o femeie șaman din Nord, undeva la sfârșitul acestei foarte scurte mărturii, Ania spune: în prezent locuiesc la o fermă din sud-vestul Franței și călătoresc acolo unde străbunii îmi indică să mă duc. Aduc învățături, sesiuni individuale, muncă de grup, dar lucrez mult și cu ceremonii și muncă pentru natură și mama pământ. Următoarea întrebare ar fi, în linii mari, cum se desfășoară o ceremonie? Să luăm de exemplu, ca exemplu, ceremonialul focului. Există o ceremonie pentru fiecare element primordial? Apă, aer, pământ, foc? When I teach my students what a ceremony is, atunci când îi învăț pe elevii mei ce este o ceremonie, I say you have to do ceremony for something that's either needed. Le spun că trebuie să faci o ceremonie pentru ceva de care ori este nevoie, or something that you burn for, that you're interested in. Sau ceva care te arde pe dinăuntru, adică ceva pentru care ai un interes foarte mare. So yes, of course, you can make a fire ceremony, a water ceremony, a air ceremony, a earth ceremony. Așa că da, bineînțeles, poți avea o ceremonie a apei, a focului, a pământului, a aerului. But many times those elements are more part of a ceremony that specifically for the ceremony. Dar de multe ori aceste elemente sunt mai mult parte a unei ceremonii și nu neapărat ca ceremonia este făcută pentru ele. And when you have decided what the ceremony is to be about, iar atunci când ai decis despre ce va fi ceremonia, you start with the starting point, that's where we are now. Începi cu punctul de începere și acolo ne aflăm acum. The purpose is where we want to go. Scopul este unde vrem să ajungem. Then we call in the energy that is necessary or the energies. După care chemăm energia sau energiile necesare pentru ceremonia respectivă. And of course we prepare a special place for it, what we call a sacred place or a protected space. Bineînțeles că pregătim un loc special care este un loc ceremonial sau un loc protejat. And then we leave the space for bigger forces than we. Iar apoi lăsăm acel spațiu pentru unor forțe mai mari, mai puternice decât noi. We let the invisible act. Și lăsăm invizibilul să acționeze. Or you can call it God, Goddess, Odin, Freya. Dumnezeu, zeiță, Odin, Freya. And then, when we have achieved the goal, when you have achieved the goal, when you arrive at the end of the ceremony, iar apoi când am ajuns la sfârșitul ceremoniei, când ne-am atins țelul, we thank all the help we have been getting. Mulțumim pentru tot ajutorul primit. And we invite everybody to go home again. Și invităm pe toată lumea să se întoarcă acasă.
And then we close the space. După care închidem spațiul. And when I say everybody, I'm talking about the energies we have been asking to come. Și când spun toată lumea, mă refer la toate energiile pe care le-am chemat să fie alături de noi în acea ceremonie. Because even if the energies are good, chiar dacă energia este o energie bună, they are not our energies. Nu sunt energiile noastre. In my house, only mine and my husband's and our dog's energies. Este doar energia mea, energia soțului meu și energia câinilor noștri. Are supposed to be there. Doar aceste energii trebuie să fie acolo. So when my mother has been visiting me, așa că după ce m-a vizitat mama, and I love her a lot, și o iubesc mult, I still clean out her energies. Îi curăț energiile după ce pleacă. Because it's important. Pentru că este important. Where we are, inside me is only my energies, nothing else. În mine este doar energia mea și nimic altceva. There are a lot of ways to clean energies, and I make, for my students, I have a 2-day course about that, so it's... E un subiect foarte mult și sunt multe moduri diferite de a curăța energia, așa că în cursul pe care îl predau vreo două zile numai despre asta vorbesc. But you can use runes, you can use song, you can use rattle, drum, you can use herbs. Se pot folosi rune, se pot folosi cântece, tobă, zuluitoare, se pot folosi ierburi. And I invite you to find the herbs that are traditional at your place, at your home. Care sunt acele plante care sunt tradiționale pe lângă casa voastră. Because we have a lot of good stuff in Europe. Pentru că avem multe lucruri foarte bune în Europa. We don't need to take the Palo Santo or the white sage. Nu avem nevoie de salvia albă și nu avem nevoie de Palo Santo. We have pelin. Avem pelinul. We have thyme. Avem cimbrul. Rosemary. Rosmarinul. Lavender. Lavanda. They have different energies. Au energii diferite. Oh, juniper is a good one to clean. Ienuparul este o plantă foarte bună pentru curățare. And you can even use palinka. Și puteți folosi chiar și palinka. Pentru că nu am găsit în nicio carte până acum răspunsuri atât de practice despre cum se face o ceremonie, e datoria mea să vă amintesc că dacă o să răsfoiți această carte, o să vedeți că la finalul fiecărui capitol această carte inventariază o dată și încă o dată, și lucrând pe carte l-am dat te plictisești, dar inventariază de fiecare dată cu acribie exact cum te așezi, cum alegi spațiu, cum deschizi spațiu, cum te conectezi în interiorul tău pentru a face liniște, cum o faci în mod intuitiv. Și o să găsiți în această carte Șamanul din Nord câteva idei de ceremonii personale pe care le puteți face. Asta dacă nu avem timp în partea practică să extrapolăm puțin. I would just say, this book, I read it when it came out in English. Am citit această carte când a apărut în limba engleză. And it's a very, very practical book. Și este o carte foarte practică. I like it. Îmi place. Mulțumim foarte mult, Andrei, pentru specificații Anii și Ioanei. Mi-a mai notat ceva interesant, zic eu, peisajul cosmologic al mitologiei nordice cu cele trei niveluri ale existenței, practicile de modificare a stelor de conștiință, călătoria spirituală în căutarea înțelepciunii, figurile feminine cu semnificația lor deosebită legată de timp, de ciclurile naturii și de puterea de a face profeții sunt elemente care definesc saga popoarelor din Nord și povestea lui Odin, menționat puțin mai devreme, zeul căutător, cel care a luptat să obțină cunoașterea prin transformare. Eu am să vă invit, așa cum am spus la începutul evenimentului, la câteva minute de pauză, 5-6 minute, 7 minute de pauză, în care vă invit să achiziționați cărțile pe care noi le-am prezentat astăzi și cele din colecția Șamanism și celelalte titluri. Vom reveni după aceste 6-7 minute cu întrebările dumneavoastră. Mi-aș dori să vă gândiți la câteva întrebări de la invitatele noastre, să primim răspunsurile aferente și apoi să venim și cu partea de demonstrație din partea Aniei Norman și, bineînțeles, cu alte întrebări. Pauză. Mulțumim! Dacă doriți să vă înscrieți pentru seara de mâine sau dacă doriți mai multe informații,
Vă rog frumos, acolo lângă calculatoare este o bucățică de hârtie pe care o să vă rog să-mi scrieți un mail într-un mod citeț și vă trimit diseară informații. Bine? Mulțumim! Așadar, după o scurtă pauză, am revenit la dezbaterea noastră, la evenimentul nostru Tradiția străveche nordică, mituri, ritualuri și practici șamanice. Un eveniment prilejuit, să spunem, de lansarea celor trei cărți. Este vorba despre două cărți în colecția Șamanism, Șamanul din Nord, Evelyn Rizdic, și Calea Șamanului de Michael Harner, precum și, cum spunea la un moment dat, nu mai știu exact dacă Ioana sau Andreea în emisiunea de vineri de la Canal 33 spunea că Eda este un fel de Biblie, nu? A miturilor, a mitologiei nordice, a zeităților pe care le cunoaștem din istorie, istoria vikingilor, așa cum a menționat Andreea și altele. O lume, aș spune eu, fabuloasă, o lume fascinantă. Există, fac o mică referire, există și mi-ar plăcea să citesc, nu știu de existența unei astfel de cărți, dar există sau au existat forme de șamanism și în România, acei șamani, mă rog, vindecători, da, bunicile, străbunicile noastre de la țară și care ne ajutau cu tot felul de plante, fierturi și alte lucruri. Dacă nu mă înșeală memoria, acești șamani autohtoni, da, să le spunem, se numeau solomonari. Unii dintre ei. Da. Cei care vindecau și cei care aduceau ploaia, da, și se jucau cu balaurii norilor și așa mai departe. Da, foarte frumos. Acum o să spune. Aș vrea să menționez un lucru, că atât prezența Aniei împreună cu Ioana astăzi, cât și faptul că în România ar trebui să facem cumva să recuperăm partea asta de tradiție străveche, poate doar pentru propria noastră cunoaștere de sine și identitate culturală, sau poate și pentru alte aspecte mai profunde, despre care uneori și în psihoterapie se vorbește. Trebuie să știi de unde vii ca să poți să știi de adevăratele la cine ești astăzi. De curând am văzut pe internet că pentru cultura cucutenea se revitalizează cumva un interes acerb. Sunt artiști ceramiști care încep să caute să scormonească după informațiile și lucrurile acestea importante. Venusul acesta din Cucuteni iarăși este la înaintare zilele astea alături de statuete din alte culturi străvechi. Și vorbim aici de 15-40 de mii de ani vechime. Persoana pe care am auzit-o prima oară în România, eu, vorbind despre faptul că identitatea aceasta culturală trebuie recuperată, chiar dacă nu faci uz de ea în mod practic, poate sub o formă șamanică, cum vorbim astăzi, a fost Roberta Neamțu, persoana despre care aș vrea să spun trei cuvinte. Este organizatorul acestui eveniment, World Traditions Reunion, este reuniunea tradițiilor, o româncă, face, iată, acest serviciu pentru România. O dată pe an, în jur de sfârșit de august, început de septembrie, șamani din toată lumea, așa cum și Ania a sosit în România anul trecut, se reunesc aici pentru a face o reamintire a tuturor tradițiilor și asta într-un fel foarte sensibil. Poate și pentru a reaminti românilor că și noi avem nevoie să ne ducem noi înșine după rădăcinile acestor tradiții. Îmi doresc în colecția Șamanism, poate pe viitor, să recuperăm și noi sub forma unei cărți astfel de informații. Desigur, există studii etnografice, antropologice și poate o să fim norocoși și în curând să scoatem o astfel de carte. Până atunci, cred că genul acesta de prezențe ne reamintesc noi, față de noi, cum să fim într-o ecologie relațională față de cultura noastră, de noi înșine și de comunitatea noastră. Deci țineți-mi pumnii să scoatem și o astfel de carte, da? În colecție.
Mulțumim foarte mult, Andreea. Vă reamintesc întrebări, da, spre finalul, după demonstrația Aniei Norman. Vi le puteți nota sau le memorați și îi le adresăm într-o sesiune de întrebări și răspunsuri Aniei. Acum o lăsăm pe Ania să ne arate. So, thank you. I heard you talking about the Cocotieni culture. Not this weekend, but the next one I will be in Iași and I will be learning more about it. And actually meeting one of the specialists and hopefully see some of the very old things and meet the spirits of those things. When I first came to Romania 2 years ago, invited by Roberta to this very beautiful festival that I really recommend, I felt a very strong connection to Romania. And for me, the most memorable part of the festival was an evening by the fire, with the firekeeper and some other Romanians. I was the only foreigner. And we were sharing stories. Old stories. And I realized how close our cultures are in many ways. And just before Christmas, my mother, she made a DNA test. And we found out that I have some Romanian roots too. So now I want to learn more about that part of my roots. So I'm looking forward to the book. But please translate it to English too. Okay. I'm sorry, I'm a little bit not very mobile because I twisted my knee Sunday. I was almost didn't come. So now I'm going to start. I'm going to turn this off. It's distracting. And I'm going to start by singing the runes to clear the space. And then we're going to make a seder, which you can learn more about in the book. And I'm not going to tell the whole story about it because we don't have the time. And I'm going to make it a very, very light one. I'm going to do a blessing for you all. And I'm going to need your help. Because we are a community. And in the community, we help you out each other out. Și într-o comunitate ne ajutăm unii pe ceilalți. So, for a seid, you had a vardlocker. Așa că pentru un seid, ai nevoie de un vardlocker. It's a song. E un cântec. So I'm going to teach you. Și vă voi învăța. A very, very easy song in a Heia Heia version. Un cântec foarte ușor în varianta lui Heia Heia. Which is a song that was sung when we did the first... to sew. And the whole village went out and started to put the seeds in. And we were singing this song to honor Mother Earth and Father Sky. And a kind of, okay, in Swedish it goes like this. Helle jord, människornas mod var det fruktbar i himmelens femtag. Which means hail the earth. Mother of men. Mama oamenilor.
May you be fruitful, fertile, in the arms of the sky. În brațele cerului. But we'll do it in a Heia Heia version. Dar vom cânta varianta Heia Heia. But I ask you all to sing. Dar vă voi ruga pe toți să cântați. Because your song is going to give me the energy. Pentru că acest cântec pe care îl veți cânta voi va fi cel care îmi va da mie energia. To go and get the blessing energy. De a putea să mă duc și să aduc energia pentru binecuvântare. And then, so Ioana will be holding the song. Așa că Ioana va ține cântecul. And you sing with her. I will sing you also in the beginning and then I will stop. And at one moment I give a sign to Ioana, so you watch her. Because then you will stop the song. And I will give you the blessing. And then I give her a sign again. And you will start singing again. With the intention of bringing me home. Cu intenția de a mă readuce acasă. So I've come completely inside my body. Pentru a reveni complet în corp. I can do this alone. Pot să fac asta și singură. But it will get me very tired. Dar o să mă mulțesc foarte tare. And since I'm blessing you, please help me. Pentru că vă binecuvântesc pe voi, vă rog să mă ajutați. And then, if we have time, we'll take questions.
Hey, yeah.
As happens very often when I do this ceremony, a seder, așa cum se întâmplă de multe ori când fac această ceremonie, seder, I am going into the Urdabrunir, mă duc în Urdabrunir, which is the well or the source of Ur, care este izvorul lui Ur. And it's one of the Norns. It's the well of the Norns. Este fântâna Nornelor. And when I go through that, și când mă duc prin ea, I come to a place that I can only call the matrix of the universe. Ajung într-un loc pe care pot numi doar matricea universului. And from there I'm taken to different places or meeting different people. Și de acolo sunt purtat în diferite locuri sau întâlnesc diferite persoane. And here it was Freya. Iar aici era Freya. It was Eir. Era Eir. Thor. And Omma. Și Omma. Freya is the goddess of love, fertility. Freya este zeița iubirii, fertilității. Magic. Magiei. Evelyn Rizdik calls her the first shaman. O numește primul șaman. So she brings the blessings of love, of fertility. Așa că ea aduce binecuvântările cu dragoste și pentru fertilitate. Doesn't mean that you're all going to get home and get babies. Asta nu înseamnă că mergeți toate acasă și o să rămâneți gravide. Fertility is also for our projects. Fertilitatea este necesară și pentru proiecte. And then I met Eir, pe care l-am întâlnit pe Eir, which is the goddess of healing. Am întâlnit-o pe Eir, care este zeița vindecării. So of course she gave you the blessing of healing. Așa că bineînțeles ea v-a dat binecuvântarea vindecării. And Thor is protection. Thor este protecție. He is the friend of humankind. Este prietenul umanității. And one of our most popular gods. Și unul dintre zeii noștri cei mai cunoscuți și populari. So, of course, protection. Așa că bineînțeles protecție. And Omma. Și Omma. Is an aspect of Mother Earth. Este un aspect al Mamei Pământ. She is the woman of the mountain. Ea este femeia munților. And she gave you the blessing of having all you need. Și ea v-a dat binecuvântarea de a avea toate acele lucruri de care aveți nevoie. Doesn't mean all you want. Asta nu înseamnă tot ce vreți. But all you need. Și toate lucrurile de care aveți nevoie. And then there was a calling for your human soul. Iar apoi a fost o chemare a sufletului vostru uman. Your own strength. Forțele voastre proprii. And now my brain is not in the same place anymore, so I'm trying to remind myself of what it was. But there was something about strengthening you. Dar era ceva, care se vedea putere, being whole. De a deveni întregi, and bring you home. Și de a vă readuce acasă, which means being really you. Ceea ce înseamnă să fiți cu adevărat cine sunteți. Not being part of what parents, teachers, friends think we are. Nu să fim parte din ceea ce părinții, profesorii, prietenii cred că suntem. But being really who we are. Ci să fim pur și simplu cine suntem cu adevărat. That was it. Thank you for your singing. Asta a fost. Vă mulțumesc pentru cântare. And now questions. Și acum întrebări. Aș vrea să știu dacă sunt întrebări din public. Așa. Da. I'd like to know if vă rămân, să fie un pic mai simplu, să înțeleagă și publicul. Da. Aș vrea să știu dacă în tradiția nordică o persoană se naște cu un dar pentru șamanism sau oricine poate să învețe
să fie șaman. Și dacă vorbim despre un dar, cum recunoașteți faptul că o persoană s-a născut cu acest dar? Vă mulțumesc. Ok. There are people born with a gift. Există persoane care se nasc cu un dar. There are families where the gift comes from, often mother to daughter, but also sometimes to the sons. Există liniaje din care acest dar de vindecare vine de la mamă la fiică, dar uneori și la fii. I came from one of these. Eu vin dintr-un astfel de liniaj. But a lot of things anybody can learn. Dar multe lucruri oricine le poate învăța. It's a question of how far you can go. Este doar o întrebare de cât de departe poți ajunge. And how much responsibility you take. Și câtă responsabilitate preiei. Someone who is chosen. Cineva care este ales. Really has no choice. Chiar nu are de ales. That means that if the spirits wake you up at 3 o'clock in the morning. Asta înseamnă că dacă spiritele te trezesc la 3 dimineața. Because there's been a mining disaster in Brazil. Pentru că s-a întâmplat un dezastru de cu o mină în Brazilia. And there's water that is polluted. Și apă care e poluată. And the spirit thinks you should take care of it. Și spiritele cred că tu ar trebui să lucrezi cu asta. Well, then you have to do it. Atunci trebuie să faci. Because even if you try to stay in bed. Pentru că și dacă încerci să rămâi în pat. You will find yourself outside doing a ceremony. Te vei găsi imediat afară făcând o ceremonie. And usually feel kind of embarrassed because you haven't maybe had time to put clothes or anything because you don't even aware that you are going there. Și s-ar putea să fii destul de rușinat pentru că îți dai seama că n-ai avut timp să te îmbraci pentru că nu ți-ai dat seama că ai ajuns acolo. But if you have been like I could call a shamanic practitioner. Dar dacă ești un practicant șamanic, ceea ce numim un practicant șamanic. You have the choice. Ai de ales. And many times I know a lot of shamanic practitioners that are really, really good. Și cunosc și practicanți șamanici care sunt foarte, foarte buni. But sometimes a shaman can go a little bit further. Dar uneori un șaman poate merge puțin mai departe. But you have to remember the shaman never works alone. Dar trebuie să vă amintiți că șamanul niciodată nu lucrează singur. They always work with the spirits. Întotdeauna lucrează cu spiritele. And anybody can learn to work with spirits. Și oricine poate învăța să lucreze cu spiritele. But you have to know which spirits to work with. Dar trebuie să știi cu care spirite să lucrezi. There are more or less nice ones. Sunt unele care sunt mai drăguțe și altele care sunt mai puțin drăguțe. Ok. Curiozitatea mea este legată de toiam. Aș vrea să știu dacă este făcut tot timpul din același lemn sau lemnul este ales în funcție de personalitatea celui care va purta și în funcție de ce criterii este ales. You don't choose a staff. The staff chooses you. Nu alegi un toiag, ci el te alege pe tine. I have one at home in birch tree. Am unul acasă care este din mesteacăn. Which has been with me for many, many, many years. Care este cu mine de mulți ani. And it's very complicated to take on an airplane. Și e foarte complicat de luat în avion. So last year I was invited to a festival in Hungary. Și anul trecut am fost invitată la un festival în Ungaria. And I had to find a staff. Și a trebuit să găsesc un toiac. So I went out in the woods. Așa că m-am dus în pădure. And I was among fir trees. Și eram între brazi. And I found this one. Și l-am găsit pe acesta. Lying on the floor. Care on the ground. Era pe jos. It's not fir. Nu este braz. There were no other trees around. There were only fir trees and this was there. Și nu era niciun alt copac în zonă care să nu fie braz și acest toiag era pe jos. And it was calling me. Și mă chema. So. Așa că. Thank you.
fundamentală în șamanism, adică în, da, despre șamanism, Alinicea Iliadă, dacă șamanism. Și astăzi din ce în ce mai mult se aude pe toată planeta că Dumnezeu este iubire și că toate religiile sunt oarecum echivalente. Important este să ca practicantul să fie curat. Din acest punct de vedere sunt și multe practici false, în sensul nu că practica ar fi tehnica ar fi falsă, ci că practicantul nu e curat. Cum recunoaște un șamanism adevărat de un fals? Results. După rezultate. Trust your instincts. Aveți încredere în instinctele voastre. Sometimes if people talk a lot about how great they are, how marvelous they are, how good they are, how strong their spirits are, uneori dacă cineva vorbește foarte mult despre cât de fantastici sunt și cât de puternici sunt și cu ce spirite fantastic de puternice lucrează, how humble they are, și despre cât de smeriți sunt ei, trust your instincts. Aveți încredere în instinctele voastre. And really it's the results that count. You have people that have a beautiful speech. Și contează rezultatele până la urmă, pentru că există oameni care au un discurs foarte frumos. But if you go away from them and you have some uncomfortable feeling, dar dacă plecați de lângă ei și ceva pare că nu e în regulă cu voi, trust yourself. Aveți încredere în voi. But be also aware that sometimes you can have a really, this is too tough for me. Dar să aveți de asemenea în vedere faptul că uneori există o reacție de genul asta e prea dur pentru mine, e prea greu. That can also be your resistance speaking. Asta poate să fie și rezistența din voi care vorbește. But look at results. Dar uitați-vă la rezultate. One that is good for one person is maybe not good for another. Și o persoană we are different. Care poate ajuta o persoană, se poate că nu poate ajuta o altă persoană, pentru că în fond și la urma urmei suntem și noi foarte diferiți. If someone say they can cure everything, dacă cineva vă spune că poate vindeca tot și orice, I say they are lying. Eu v-aș spune că mint. Mai sunt întrebări? Pe calea spirituală, ceea ce face să fie fascinant sunt sincronicitățile care încep să apară. Foarte frumoasă sincronicitatea cu toiagul și dacă se poate să ne mai spuneți una sau două care le-ați trăit și au fost așa, cu totul și cu totul magice și uluitoare. When I was around 6 years old, când aveam în jurul vârstei de 6 ani, I had some strange dreams. Am avut niște vise foarte ciudate. About some huts, despre niște cocioabe, very colorful inside, dar foarte colorate înăuntru. And outside it was very cold and windy. Și afară era foarte mult vânt și foarte frig. Many years later I learned that these were yurts. După mulți ani am aflat că acele încăperi, acele case se numeau yurte. One day I participated in a Native American tradition called a ghost dance. Și într-o dată am participat la o ceremonie care este nativă americană, care se cheamă dansul sufletelor. Where you meet your ancestors. Unde îți întâlnești strămoșii. And I was taken to a frozen water. Unde am fost dusă la o apă înghețată. There was this very old man. Unde era un bătrân. In very strange clothes. În niște haine ciudate. And it took me inside one of those yurts. Și m-a dus într-una dintre aceste yurte. And there were 11 other people dressed like him. Și mai erau încă 11 persoane îmbrăcate la fel ca și el. They had a lot of bells. Și aveau o grămadă de clopote. Drums. Și tobe. There was a lot of noise. It was extremely disturbing. Era foarte mult zgomot și era foarte deranjant. And he told me,
I have chosen you to be the 13th shaman of my lineage. Iar el mi-a spus, te-am ales să fii al 13-lea șaman din liniajul meu. Do you accept? Accept. And I said, okay, but could you please tell me what happens if I accept? Și eu am zis, îmi spui, dar poți să-mi spui și mie ce se întâmplă dacă accept? You will live a life full of responsibilities. O să trăiești o viață plină de responsabilități. That you cannot run away from. De care nu poți să fugi. You will never be rich. N-o să fii niciodată bogată. You will have to do a lot of things that you don't want to do. O să faci o trebuiască să faci o grămadă de chestii pe care nu vrei să le faci. Okay. And what happens if I don't accept? Și dacă nu accept? You will live a miserable life. O să ai o viață groaznică. So I was kind of pest cholera. Okay. Așa că era un fel de între ciumă și holeră. I accept. Am zis, bine, accept. And he took me into the river and there was a lot of things going on. Și m-a dus în râu și acolo se întâmplau multe lucruri. And then he gave me a crow, the bird. După care mi-a dat o cioară, pasărea. And he said, this is our link. Și mi-a spus, aceasta este conexiunea noastră. I know, I get this chain with the crow on the top. Și am primit un lanț cu o cioară agățată. And I don't like chained animals. Și mie nu-mi plac animalele care sunt legate. So I made friend with the crow and așa now he's free. M-am împrietenit cu cioara, așa cum cioara e liberă. Many, many years later. Mulți, mulți ani după. At a festival in France. La un festival în Franța. I met some Mongolian shamans. Am cunoscut niște șamani din Mongolia. And the last day they told me, Anya, you must come to Mongolia. Și în ultima zi mi-au spus, Anya, trebuie să vin Mongolia. The spirits of the water there have an important message for you. Spiritele apei de la noi au un mesaj foarte important pentru tine. I had no money. Nu aveam bani. And they wanted me to participate in a ceremony for a sacred mountain. Și vreau să mă roage să particip la o ceremonie pentru un munte sacru. To protect it from mining companies. Pentru a-l proteja de companii miniere. And what happened was that 2 weeks before this ceremony was taking place. Și ce s-a întâmplat a fost că 2 săptămâni înainte să aibă loc această ceremonie. I had this young woman. A fost o tânără. Who's been a client of mine. Care este o clientă mea, care era o clientă mea. Who's been working at a cafe making the dishes. Care lucra într-o cafenea și spăla vasele. The whole summer. A spălat vasele toată vara. And she came and gave me the money. This is for your trip to Mongolia. Și a venit și mi-a dat bani și a spus, uite, asta e pentru călătoria ta în Mongolia. She was a student. She had no money. Era studentă și nu avea bani. And I said, I can't take your money. She says, you have to. Nu pot să-ți accept banii. Și a spus, nu, dar trebuie să-i accept. And when I reserved my plane ticket, și când mi-am rezervat biletul de avion, the price had gone down. Prețul scăzuse. So I came to Mongolia. Așa că am venit în Mongolia. I knew that for 1 week they would take care of me. Și am știut că o săptămână o să aibă grijă de mine. But my spirits told me you have to stay there 3 weeks. Dar spiritele mi-au spus, vezi că trebuie să stai acolo 3 săptămâni. So I kind of said, okay, I can live on water. Okay, hai că pot să trăiesc cu apă. That I can find for free. Aia o găsesc gratis. I'm sure there is an Airbnb or something that's very cheap. Mă gândesc că există vreun Airbnb care e ieftin. I go. I take 3 weeks mă duc, and iau 3 săptămâni. We'll see what happens. Vedem ce se întâmplă. When we're doing those ceremonies for the sacred mountain, și când făceam ceremoniile pentru muntele sacru, the shamans told me, Anya, you have to go to a special lake. We'll take you there. Șamanii mi-au spus, Anya, trebuie să mergi la un lac special și o să te ducem noi acolo. 1,000 kilometers. 1,000 de kilometri mai. We went there. Ne-am dus acolo. There was snow. Era zăpadă. But the lake wasn't frozen. Dar lacul nu era înghețat. When we arrived at the yurt where we were going to sleep, și când am ajuns la iurta unde urma să ne culcăm, they told me, Anya, go to the lake. Spus, Anya, du-te la lac. So I went to the lake. Așa că m-am dus la lac. It's Hovsgol. It's one of the biggest lake. It's the biggest lake in Mongolia. E cel mai mare lac din Mongolia. Almost like a sea. E aproape ca o mare. But I could see I was on the narrowest part. Dar eram partea cea mai îngustă a lui. On the other side there was a bay going inside. Pe cealaltă parte era un golf. I recognized the landscape. Și am recunoscut peisajul. That's where I have received my initiation. Și era acel loc în care am primit inițierea. During the ceremony, ghost dance ceremony. În timpul acelei ceremonii a dansului sufletelor. And I was sitting there. Și stăteam acolo. And the lake started to talk to me. Și lacul a început să-mi vorbească. About times long gone. Despre timpul de demult.
And a few hours later I go back up to the others who were waiting for me. Și după câteva ore m-am întors la ceilalți care mă așteptau. And there were four shamans there. Și erau patru șamani acolo. The strongest of them looked at me and said, "Now you understand." Și cel mai puternic dintre ei m-a privit și a spus, "Acum înțelegi." Yeah, that was a big coincidence. Și aceea a fost o coincidență mare. Bună seara. Prima întrebare, ce ați gândat adineori, are un sens sau doar niște sunete? Ce ați gândat pentru noi? Da, ați gândat pentru noi, nu? Și noi am gândat. Ce în urmă? That was what I explained earlier. To honor Mother Earth and Father Sky. Când tratați un bolnav, vedeți și partea fizică și spirituală, nu? Sau cum vedeți când faceți tratament? It depends on where I am, how good I am feeling. Depinde de unde mă aflu și cât de bine mă simt. I have my good days and my bad days. And it also depends on how much the client lets me see. Depinde și de cât de mult îmi dă voie clientul să văd. Acum toată lumea știe, în China s-a declanșat o epidemie mare, de amploare. Dumneavoastră, cum vedeți acest lucru? Sau puteți să faceți ceva? One of my students wanted to make a ceremony. Unul dintre elevii mei a vrut să facă ceremonie. Against the coronavirus. Împotriva virusului corona. And I asked her why. Și am întrebat-o, dar de ce? Yes, people are dying of it. Da, oamenii mor. There are also many more people who die of hunger. Dar sunt și foarte mulți oameni care mor de foame. And we don't do anything about it. We don't even talk about it. So, I said, it's up to you. If someone is sick with the coronavirus and asks me for help, I will help. What I would suggest, if I had to do something, I would go and talk to the coronavirus, the spirit of the virus. And ask why. And maybe one answer would be, you are too many. I don't know. Is that answer enough? Hello. Vreau să întreb dacă știe ce legături au fost și să ne spună legăturile între vracii și preoții daci, șamanii din nord și druizi. And the druids. If there was a connection between the ancient Dacian priests, the druids and the shamans from the north. First of all, I'm not a priest, so I wouldn't really know. I'm not a druid either. No, but is there a connection, or was there a connection between them? A fost o legătură între ei?
everything, there is a connection between anything and everything, and of course they have met. Yeah. And of course we get inspired of each other. Mm. If something works, just because it belongs to another tradition, don't throw it away. The big difference for me between what I do and what priests do is that I'm not into something that is putting out limits. That's saying something is bad. We don't talk about bad and good in the Nordic tradition. Everything is accepted. Everything is part less. Of life. So destruction has to be. Every day we have cells in our body that dies. It's a cycle. It's a cycle. Yeah. And if there are cells that start to grow unharmoniously, that's what we call a cancer. So therefore destruction is also important. Așa că și distrugerea este importantă. It's a part of life. Și încă o întrebare. Am văzut niște fotografii vechi, de exemplu. Cu Queen Elizabeth, care a fost la un moment dat a luat parte la o ceremonie a druizilor înainte de încoronare. Și aceste ceremonii, ce efect au asupra oamenilor sau cei care capătă niște titluri de preot sau preoteasă, druidă, ce capătă prin aceste ceremonii? Puteri sau alte recunoaștere? Yeah. It will depend on the ceremony. I have no idea because I wasn't there. Asta depinde de ceremonie. N-am nicio idee pentru că nu eram acolo. Kind of, for me personally, I can't speak for all shamans or all Nordic shamans. Pentru mine personal, pentru că nu pot vorbi despre toți șamanii, în numele tuturor șamanilor sau în numele tuturor șamanilor nordici. The most important part is respect for the others. Cea mai mare parte, cea mai importantă parte este respectul față de ceilalți. Which not means not taking the power away from them. Care înseamnă să nu iei puterea de la alte persoane. But helping them to find their own power. Și să-i ajuți pe oameni să-și găsească propria putere. I have this theory that if everybody occupies their own space, această teorie că dacă fiecare persoană și-ar ocupa propriul spațiu, we will have no more wars. Nu am mai avea războaie. Because I don't need a little bit of what she got or she got. N-am nevoie de nimic din ce are ea. N-am nevoie de o parte din ce are ea sau ea. Because I accept my own place and I feel good here. Pentru că eu îmi accept propriul loc și mă simt bine aici. So then I don't need anything else. Și atunci nu am nevoie de altceva. That doesn't mean that I can't interact with others. Asta nu înseamnă că nu pot să interacționez cu ceilalți. I mean, I can't make shoes. Eu nu știu să fac pantofi. So I'm very happy I can buy some. Așa că sunt foarte fericită că pot să-mi cumpăr o pereche de pantofi. We all need each other. Cu toții avem nevoie unii de ceilalți. We all are complementary. Și suntem complementari unii cu ceilalți. The question was, the question was, if you get some power by getting this title as a priest or as a druid priest, or as a druid priestess, okay. Do you get something in return? I know it seems a silly question, but no. In a way, yes. You get more strength. You get more possibilities. Într-un fel, da, primești mai multă putere prin aceste ceremonii sau poți să deschide mai multe posibilități. You can say that there is a door that's opened. Poți să spui că ți se deschide o ușă. But that door can very easily be closed again. Dar acea ușă poate fi la fel de ușor și închisă. Se poate închide. How?
depending on what you do of it. Depinde ce faci cu ea. It's with that door comes a lot of responsibilities. Odată cu acea ușă vine, so what I would say is that the power that comes with it is to help you carry those responsibilities. Așa că ceea ce aș spune eu este că puterea care vine, acea putere care vine cu acea odată ce se deschide acea ușă, este puterea de care ai nevoie ca să poți susține toate acele responsabilități. It's a power to do things, not power over people or things. E puterea de a face lucruri, nu puterea asupra oamenilor sau puterea asupra lucrurilor. Energies. You can call them energies, yeah. Poți să le spui. Thank you. Okay. Want to learn something very, very easy? Vreți să învățați ceva foarte, foarte ușor? Very easy thing, when you take your shower in the morning or in the evening. Cel mai ușor lucru, când faceți dușul de dimineață sau de seara. This shower is cleaning your physical body. Acest duș vă curăță corpul fizic. But get the image of you opening up here. Dar faceți imaginea, aduceți-vă imaginea că vă deschideți aici sus. Put plugs under your foot. Și vă puneți dopul în tălpile de la picioare. Fill yourself up with water. Vă umpleți cu apă. Shake a little bit. Vă scuturați un pic. And then open up and let it go out. După care scoateți dopurile și lăsați-o iar. Don't need any special powers to do that. Nu e nevoie de nicio putere specială să faci asta. A Mongolian tradition is to use vodka. You put vodka. Tradiția mongolică din Mongolia se folosește vodka. Palinka works fine. I've tried it. Și palinka funcționează, am încercat. But it smells more. Dar miroase mai tare. But water works fine. Salt water is perfect. Apa cu sare e perfectă. And something I learned from the Mongolians, take a milk bath. Și ceea ce am învățat de la cei din Mongolia, să faci o baie cu lapte. Water bath and you put 5 liters of milk. O baie normală cu apă în care pui 5 litri de lapte. Try to stay in there for 1 hour. Și încerca să stai acolo o oră. Put more warm water if you need. Și adaugi apă caldă dacă trebuie. And see how you feel when you get out of there. Și vezi cum te simți când ieși. Okay. For not getting energies of the others, a very, very easy thing that everybody can do if you have a tongue. Pentru you need a tongue. Pentru a nu te încărca cu energiile ceilalți, un exercițiu ușor pe care toată lumea poate să-l facă dacă aveți limbă. You put your tongue behind your front teeth. Vă puneți limba în spatele dinților just de jos din față. Chiar la baza here. Dinților de aici din față. And you push a little bit. Și împingeți ușor. This will make your aura go very close to your body. Asta vă va face ca aura, energia să vă să vi se apropie foarte tare de corp. Because right now, if I'm normal, acum, dacă sunt normală, we two are sharing a lot of energy space here. Noi două împărțim mult spațiu energetic aici. When I put my tongue here, it stops here. Dacă îmi pun limba aici, se oprește aici energia. So this is very easy to do. Așa că acesta e un lucru foarte ușor de făcut. And you can try the other thing when you're out in nature. Și puteți să faceți și celălalt lucru când sunteți în natură. Put it up here. Să vă puneți limba în spatele dinților de sus. And your aura will expand enormously. Aura vi se va extinde. And you can really commune with nature. Puteți intra într-o adevărată comuniune cu natura așa. Test it out. Încercați. Try 2x2 with your friends. Încercați cu prietenii. One closes the eyes and say, now I feel you. You go closer and closer and now I can feel you. And see what is that limit. Și vezi care e distanța. And then they do the same when they have the tongue here. Și să fac același lucru cu limba în cealaltă parte. And the same when you have the tongue here. And see the difference. Și vedeți diferența. Very easy things. Lucruri foarte ușoare. Ne puteți vorbi puțin despre costumul dumneavoastră, care e semnificația și importanța costumului în ceremonie?
Okay, a ceremonial outfit un costum ceremonial has several purposes. Are mai multe scopuri. It helps me to get out of my role as a mother, as a wife. Mă ajută pe mine să ies din rolul meu de mamă, de soție. And all the other roles I have. Și din toate celelalte rolurile pe care le am. It's my battery, reserve battery. Este bateria mea de rezervă. It's my protection. E protecția mea. And in these objects are spirits. Și în aceste obiecte sunt spirite. It's the house of spirits. Este casa spiritelor. So when I put it on, I call them into their houses. Așa că atunci când mă îmbrac cu aceste lucruri, le chem acasă. And they are with me. Și ele sunt cu mine. Nu mai sunt întrebări, nu? Păi... Da, pe exact la asta mă gândeam și eu, faptul că ea ține în perioada aceasta, cât este în București, sesiuni individuale, nu? Nu uitați de cursul care va începe mâine, vineri 14 februarie până duminică 16 februarie, forța străbunilor, curs de reconectare. Aș vrea să spun un pic despre cursul din weekend. Nu o să ne transformăm în șamani în tradiția nordică, ci acest curs este menit să ne reconecteze la propriile noastre rădăcini, exact ceea ce vorbea Ania înainte. Și asta a fost și viziunea pe care am avut-o, pentru care am rugat-o să țină acest curs la noi în țară, pentru a ne reconecta pe noi la cine suntem noi. Și în tradiția noastră, dar și pentru a ne ocupa locul în cine suntem. Și seara introductivă de mâine seară va fi o ceremonie specială cu rune, unde mai sunt câteva locuri disponibile. Și o să vă rog, dacă doriți informații, să vă treceți în urmă pe listă. Începem la ora 7 mâine, la The Center. Vă trimit informații. Mulțumesc! Because we talked about what we're doing in Bucharest, but the weekend after, Friday to Sunday evening, weekendul de după, de vineri până sâmbătă, până duminică seară, I'll be teaching Rune Course 1. Voi preda un modul de curs de rune. The basics of the runes. Lucrurile învățăturile de bază despre rune. And the weekend after I will be in Constanța. Și weekendul de după voi fi în Constanța. Talking about woman power. Și voi vorbi despre puterea femeii. And if you're interested, find me on Facebook. I put them on my page and or write me a message. Thank you. Mulțumim foarte mult, Ania. Dacă nu mai sunt întrebări, declar seara aceasta frumoasă închisă acest eveniment, tradiția străveche nordică. Mituri, ritualuri și practici șamanice. Au fost alături de noi Ania Norman din Suedia, șaman în tradiția nordică, Ioana Maria Iliuț, facilitator practici șamanice, colega mea Andreea Tincea, editor, senior editor Herald și coordonatorul colecției de șamanism. Am vorbit în această seară despre șamanism făcând referire la cele trei cărți pe care le-ați văzut și pe care le puteți achiziționa. Este vorba despre Șamanul din Nord, Evelyn Rizdic, Calea Șamanului de Michael Harner și Edda, povestiri din mitologia nordică de Snorri Sturluson. Le mulțumesc foarte mult invitatelor noastre. Noi vă așteptăm, bineînțeles, și la celelalte evenimente organizate de editura Herald în alte locații, în alte spații neconvenționale și, bineînțeles, în librării. Sperăm că am venit cu acest eveniment și am răspuns la o parte din întrebările dumneavoastră referitoare la acest domeniu, la această tradiție spirituală ancestrală, șamanismul. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi, că ați stat până la final și vă doresc o seară frumoasă în continuare. Și apropo de ce spuneam mai devreme la o întrebare venită din public, ce spuneam mai devreme Ania, cum ar trebui să ne curățăm de energiile unui anumit loc sau energiile cu care noi intrăm în contact, energiile altor persoane cu care ne intersectăm, interferăm și așa mai departe,
Un lucru iarăși foarte important din punctul meu de vedere, apropo de tradiții spirituale, cred că în fiecare dimineață este foarte important să ne rugăm. O rugăciune este extrem de importantă și să mulțumim lui Dumnezeu că în fiecare dimineață ne trezim, da? Vedem lumina zilei, lumina soarelui și începem o nouă zi. Vă mulțumesc!